Salut, omul iubitor de frumos, sunt Alina Militaru aici și bine ne auzim în episodul al 18 al maratonului caietelor de schițe. Azi am ales ca subiect ceva ce îmi place mie în mod deosebit și cu care mă simt confortabil. Am ales ca subiect ochii și ca materiale de lucru acuarelele. Da, am avut ceva de lucru cu hârtia. La 120 de grame cât are hârtia din acest caiet de schițe, nu mă așteptam să fie extraordinar de bună, pentru ce aveam eu în minte. Și mi-a făcut ceva probleme cei drept. Dar, în mare parte, a fost un filmuleț care mi-a făcut plăcere să-l realizez. Cu toate micile lui imperfecțiuni. Am început cu o schiță în creion, ca să prind cât de cât o simetrie bună în ceea ce privește ochii. Am avut ceva probleme ai drept la un moment dat și poziția lucrării a fost puțin ciudată. De asta îți recomand că atunci când lucrezi pe orice suport, pe hârtie sau pe pânză, să fie distanța dintre ochi și partea de sus a hârtiei să fie aceeași ca distanța de la ochi și partea de jos a hârtiei, astfel încât să o vezi perfect din față. Te ajută foarte mult cu proporțiile și cu simetria. Aici am avut ceva probleme cu, de asta am avut ceva probleme cu ochii. E destul de dificil să păstrezi simetria când filmez și am poziția asta de lucru. De obicei țin hârtia în altă poziție. Dar, cum spuneam, a fost un exercițiu interesant și relaxant. Nu de altă, dar am mai făcut de câteva ori și e unul din exercițiile mele preferate. Lucrurile pe care le fac de obicei și care îmi vine, nu știu dacă neapărat natural, dar mi face foarte mare plăcere să le mâzgălesc. În mare parte azi a fost o zi bună pentru mine. Am avut o perioadă zilele trecute în care partea aia mea perfecționistă a luat scaunul la conducere și mi-a fost mai greu să lucrez, fiindcă tot simțeam nevoia să caut eu subiectele alea perfecte, să găsesc eu modul ăla de a desena care să aibă, să tindă spre perfecțiune, să zic așa. Și până la urmă, seria asta de schițe, nu despre asta este vorba, având în vedere că vreau să experimentez foarte, foarte mult cu lucruri și pe care de obicei nu le fac în mod constant sau n-am atât de multă experiență. Cum ar fi, bineînțeles, gouașele, care e un material nou pentru mine. Se aseamănă ce drept puțin cu acricele, dar nici cu acricele n-am mai lucrat de foarte mult timp, așa că e greu de mânuit când e vorba de detalii. De asta spun, când e vorba de caiete de schițe, e bine să experimentezi cât mai mult și să te simți liber să faci greșeli. Și din când în când chiar și eu trebuie să-mi aduc aminte că da, e un caiet de schițe și n-ar trebui să am atât de multe pretenții de la mine și de la rezultatele pe care le obțin. Experimentează cât mai mult, fă greșeli și vezi ce poți învăța din ele, vezi cum funcționează fiecare material. Experimentează și de la alți artiști pe care îi admir. Am și o mulțime. Toată lumea are, bănuiesc. Caută și fotografii de referință care să te ajute cu anatomia, cu o inspirație în ceea ce privește volumul, de exemplu, cum pică lumina în anumite situații. Ajută foarte mult și n-avem de ce să ne fie rușine sau ceva de genul, că
folosim fotografii de referință. Asta nu înseamnă că trebuie să faci neapărat hiperrealism și să copiezi motamă fiecare detaliu, dar ajută foarte mult să te în anumite situații când ceea ce privește realismul. Poți prinde mult mai multe detalii când dai o fotografie în față. Sau un subiect, nu neapărat. Astfel puțin am avut o pasăre care s-a tot bâțit la mine la fereastră și a fost wow. Am reușit să o filmez puțin și am zis că o să o folosesc la un moment dat în una din mâzgălele mele. Să vedem ce este. Cam atât pentru ziua de azi și ne auzim mâine cu un episod nou, Maratonul Caietelor de Schițe. Dacă ai întrebări sau sugestii pentru articolul viitoare, lasă-mi un comentariu sub articol. Pa!